Jasmina a stricat ou, acum strânge totul. Wow! Salutare! Bine ați venit pe canalul Jasmina Show! Și astăzi vom face trucuri imposibile 2. Va participa Jasmina, eu, mămica și Victoria de pe canalul 3 plus 1. Voi nu uitați să puneți like, să vă abonați și noi haideți să privim primul truc. Da, eu prima încerc. Aproape, aproape. Hai, ți-am rămas încă mai puțin de un centimetru. Hai, dă-te cu tu. Bine că nu s-a răcit. Gata, nu? Nu ai atins, nu. Nu? Eu am reușit. Eu nu sunt sigură. Ne-ntoarci tiver ca să vedem de la parte. Cam e scurt să mai jos. De nasul. La pâzi ajunge. Limba e scurtă sau nasul e scurt? Eu am reușit să ating. Se zice că femeile au limba lungă, hai să vedem. E așa sau nu? Dacă ating nasul, am că e adevărat. Dacă nu, apă nu. Nu, stai că... Nu, gata, mă doară maxilarele, nu e posibil. La această rundă nu a reușit nimeni. Iar încerc eu prima. Hai, Jasmina! Nu e posibil, Jasmina. Haide, cine e următoră? Eu. Deci, 3, 4. Uai, tare! Scurție! Asta pielea. Haide, Sergiu! Hai, hai! Cumva, găsește poziția, nu nici de cum! Dar nu am! Dai pierde cu ăsta, da? Te bate un ou, Sergiu, hai! Enervează-te, enervează-te! Ai, Victoria, arată-te ca o domnișoară, gingăș, și cum se sparge ouă în cuvina. Domnișoară, gingăș. Da. Haide. Hai. Hai, dă-i tare! Cu teatru! Nu se primește? Tare! Wow! Nu e posibil, da? Nu e posibil. Hai să văd, poate eu sunt unicală. Uitați-vă cum se face acest lucru. Eram sigur că ușa să iasă. Vezi că mi-eram sigur, dar nu scrie. Măi, chiar serios, da? Parcă-ți pare că e... Ia să încercați voi, să scrieți voi în comunitate. Dacă cu mâini, două mâini. Wow! S-a făcut! Se sparge iaca! Am reușit cu două mâini! Da? Dar la început credeam că nici cu două, știi? Îmi ziceam ca o piatră tare, mână și credeam că nu. Deci oul e posibil să ca doar cu două mâini. Sau se sparge iaca așa! Bă, Jasmina! Așa, noi... acum trebuie să facem warning, Jasmina! O să lăsăm, o să lăsăm curat aici, așa că o să lăsăm curat, nu vă îngrijorați. Jasmina a stricat oul. Acum strânge totul. Eu încerc prima. Deci facem așa, așa, așa. Deci. Bravo, Jasmina, ești unicală. Da! Bravo, Jasmina, a reușit. Hai să vedem, dă-ți cum. Limitor. Da. Așa. 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 Unii. Așa. A, am înțeles, e că așa. 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 Nu. Dar, da. Așa. Cumva din gaura asta trebuie. Da.
De puțin din... Și mâinile să nu de puțin din degete drum, mă? Capul mare, nu-n cape. În cape. Sau mâinile scurte. Sau mâinile scurte, sau capul mare. Hai încă puțin, da, da, da. Nu-ncă. A, nu, totași. Nu, nu-n cape. Dă-ți faci un cap mai mic. Capul mare. Arată-mi câteodată cum faci tu. Trebuie să te grăbești așa. Te grăbi? Da. Bravo! Acum eu încerc. Așa, încruce, le unesc, da? Le pun așa și acum în gaurica asta micuță trebuie să fac capul meu mare! Plin de înțelepciune! Da, da. Hai, hai! Dar tu mi-ai pus da, da, parcă n-ai, nu-i așa? Așa? Dar ia-mi trage mâna mea acum. Mă citișor. Nu, nu, nu e posibil. Din noi patru, dar Jasmina la acest truc este unicală. Da. Bravo! Deci eu vă arăt primul ca să arăt tuturor ce este planșa. Pentru cei care nu știu. Planșa este, iată așa o poziție. Și acum, așa cum ați văzut voi, eu trebuie să ridic o mână și piciorul opus. Adică dacă e mâna stângă, atunci piciorul drept. Și să stau 3 secunde. Haide! 2, 3, da! Aproape, aproape, aproape. Încă o dată, încă o dată, e planșă. Vreau și eu să fiu unicală. Hai, să vedem. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Este! Bravo! Eu cred că e foarte greu, așa-i? Da, e greu. La spune, ai înțeles cum? Da. Haide amândouă odată. Așa poziție? Așa poziție? Poziție e corect, e bine. Pune mâna să mai... Vă puneați puțin mai jos. Deci, 1, 2, 3. Aproape. Victoria, încerci? Așa, 1, 2, 3. Victoria, a reușit! Bravo! 2, 3, 4. A reușit! Bravo! E de complicat cum văd eu, da? Vedem cum tu vei face. Așa, planșa este... Exercițiul meu preferat pe care îl fac aproape fiecare zi. Și? Deci, 3, 4, 1, 2, 3! Hai încă o dată! Încă o dată, hai, fără Ines. 1, 2, 3! Aproape! Uite că am scurcat, nu? Da! Da. La acest truc suntem toți unicali! Deci facem 3 pași înapoi. Acesta este 1, 2, 3. Uite așa. Acum. Punem scaunul jos, capul la perete, luăm scaunul la piept și... Stai un pic! Se îmi sprinește! Stai! Stai încă o dată! Ana, ai reușit, Sergiu! Să știți că înainte de acest truc, Sergiu spune că e foarte simplu. Dar eu am auzit că bărbații au atunci col și nu pot, dar femeile pot. Acum hai să vedem dacă... 1, 2, 3. Punem scaunul, punem capul și ne sprijinim. Bravo, reușit! Este, da, Victoria, să vedem dacă într-adevăr, așa cum a zis Jasmina, că doar fetele pot face. Hai să vedem. 1, 2, 3. Pune scaunul, pagă, e scaunul și scrie. Da. Și... Da, cu scaunul. Da, hai. Stați. E greu. Nu poți! Nu spunește! Acum! Poate, dar trei departe, poate! Trei departe am dat? Nu știu! Nu poți! Nu pot! Ok, dar hai să cerc și eu! Încerc să văd! Deci să văd și eu! Unu, al doilea și al treilea, da? Punem scaunul, punem capul, ridicăm scaunul și ne ridicăm! Este! Da! Am reușit! Probabil că n-ai făcut ceva tu corect. Dar adevărul este că la acest truc doar femeile sunt unicale.
Acesta a fost challenge-ul de astăzi. Dacă v-a plăcut, puneți like, abonați-vă la canalul Jasmina Show.